oferirea sau darea de bani, bunuri ori alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze un anumit candidat, precum și primirea acestora de către alegător în același scop, constituie infracțiuni și se pedepsesc conform legii. Sesizează încălcarea legii. Sună la 112. O campanie de responsabilizare organizată de Ministerul Administrației și Internelor. Tu decizi, votează legal, este titlul campaniei derulată de Ministerul Administrației și Internelor în contextul desfășurării alegerilor parlamentare din 9 decembrie. Campania își propune timp de 30 de zile să informeze, să prevină și să conștientizeze electoratul cu privire la sancțiunile pe care le riscă în cazul în care nu respectă legea. Pentru județul Giurgiu au fost tipărite 1300 de afișe și 10.000 de pliante, ce vor fi distribuite în special în mediul rural și în locurile cu trafic intens. Și pentru a nu vă număra printre cei sancționați de polițiști, vă informăm că legea interzice clar permisiunea, oferirea sau darea de bani, precum și bunuri care pot determina alegătorul să voteze sau să nu voteze un anumit candidat. Toate aceste fapte constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Dacă atât pe perioada campaniei electorale, cât și în timpul procesului de votare constatați încălcări ale legii, nu ezitați să apelați numărul unic de urgență 112.